Vamos, frate. No te oyes. Pause. Aló. No te oyes. Da. Aló. Aló. No te oyes. Aló, gata. Vezi, vezi, bune, fiți atenți. Eram pe Discord și vorbeam cu un copil. L-am provocat la 1v1. Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip. De această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, o să provocăm un hater, cred, la 1 vs 1 și vedem ce o să zică. Dar înainte să începem cu totul, nu uitați să vă dați acolo butonașul de like și de subscribe, follow pe Instagram la 1robinet1, join pe camera de Discord și codulețul pe iTemShop dacă vreți să mă ajutați în continuare. Deci, fiți atenți, am dat de băiatul ăsta, Matic Marci, și e mesaj din octombrie 21. Salut, nubule, default. Te provoc să dai 1 vs 1 cu mine, că te fac toți default, ia admit, tryhard, nu știu cum ar ce-l șins. N-ai tu poți să dăm un gen, am mai continuat, salut, bine vezi, dăm 1v1, că ești nu șins, eu salut aici, și gen m-am mai sunat și, na, vedeți și voi câte DM-uri am băieți pe Discord, e greu de răspuns și mai am și pe telefon, deci e destul de greu. Și a zis, hai copile la 1v1, că ești nu, și zis eu, n-ai tu poți să dăm 1v1. Asta, deci fiți atenți, că eu îl provoc acum. Provoc hater, băieți, provoc hater să dea 1 vs 1 cu mine. Hai să insistăm, hai să părim noi toxici. De fapt, nu. Sau? Aș veni cu filmarea. Nu știu ce să fac. Bun. A zis el. Unde mă? Aici. Uite. De aici am început și a început să zică. Și da, nu știu ce. Intră până la cât stai. Aici am intrat pentru că voiam să filmez asta puțin mai târziu, dar a zis că stă până la 2-3 și nu pot să stai atât pentru că am puțină treabă. Dar când intrăm în conferință, băieți, cu el, eu o să mă prima că nu filmez, ok? Salut, frate. Nu te auzi. Pause. Alo. Nu te auzi. Da. Nu se aude. Alo. Alo. Nu te auzi. Alo, gata. Și înainte de toate, eu vreau să vă zic că eu nu încurajez să fiți așa, băieți, gen cum e băiatul ăsta de aici. Eu după asta o să-i dau bloc și o să-l banez și de pe camera mea de Discord dacă e în ea, pentru că nu sunt adeptul chestiilor de genul, dar hai să vedem dacă vrea să dea 1v1 cu noi și dacă o să-l auzim și noi, măcar în joc. Bun, gata, stai că aveam eu volumul dat încet rău de tot, de-aia nu te auzi. Ce faci? Bine. Vrei să dai 1v1 cu mine? Da. Bine, dar să știi că gen eu nu am practice, nu am mai jucat de foarte mult timp Fortnite, like, m-am jucat 2 ore pe zi, hai să dăm. Cum ești pe Fortnite? Ce-am scris? Dai să dau copy-paste. Da, tu filmezi acum? Nu. Hai. Bun. Hai în lobby, vii? Hai, nobule. Mamă, un pic am bipolar azi. Ok. A, mi-ai dat invite. Bun. Deci, de ce te cheamă defaulter? Pune creative, că dăm unde mere. Dar nu vorbiți în joc, stai, gata, stai, dăm. Ce? Ce-ai zis? Dă mere, hai, frate. Ok, pune și creative. Nu, îți dau ție parte leader, că am imile de tine, hai. Ok. Ok. Bine. Bine. Bun. Deci, tu zici că mă rup, da? Da, eu zic că te rup, că ești un nab și... Vrei să facem să pariu joci pe ceva? Pe ce? Hai să facem pariu pe conturi, vrei? Nu. De ce nu? Pe bani. Pe bani? Câți bani? Mulți bani? 50 de lei, hai. 10 euro. Ok, hai okay să facem, hai să facem, ah, ok. Mamă, păzeacă-l mă bildează bine. Păi zea, bun, deci pariu pe 10 euro, da? Că eu câștig, da, băieți? Da, pe 10 euro. Dacă câștig, nu știu ce o să fac cu banii, probabil o să-i donez cuiva sau ceva. Vedem. Ok, frate. Vorbeam cu gen, m-a sunat un prieten pe telefon, știi, și bă, l-am și pe el acolo în conferință. Ok. Aude, al palmeu, face înainte ori el. Păi frate, ce nu biești, să mor, eu ai noroc. Păi, probabil am un noroc că ai căzut, dar fii mai atent, bro, că tu pierzi bani, nu eu.
Înțelegi? Eu știu 100% că o să câștig. Vedem, mai vedem noi. Dar tu plângi acum sau de ce faci așa? Ești nervos? Te concentrezi? Da, frate, da. Opa, dacă... Era să mă duc, frate meu. Ce tasator ai, de la gunoi sau? Că ți-au de prea tare. Păi, ți-au de tare, frate, că e mecanică și am microfonul pe birou. Adică pe... Ie, am uitat că am arma asta aici. Ups, nu mai bine uitam complet de aia. Hai, frate, hai. Un pic pericol azi, clan. Te-am făcut aici. N-ai știut, n-ai știut. Oh, ok. Cred că eu m-am dus sus. Tati, filmez. Ok. Așa. Nu mă nimic, uite. Mamă, dar te-ai dus, frate meu, te duci și te duci și te tot duci. Mamă, vrei tu neapărat să mă bați? Opa! Opa, Max, uai, ce noroc, ce noroc are. Hai, hai să ne resetăm, continuă. Băi, să mă bate. Da, tot cu ăștia de pe telefon. Hai, nubule, unde ești? O, fuge, nubu, că-i frică. Păi, dar vino să ne bătem față în față, de ce ești așa de fricos, mane? Ai avut noroc, frate. Easy, 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 nubu. Ai avut noroc, frate. Ce pot să zic? Am avut noroc. Ai avut noroc, bro. Ok, ok. Sunt foarte concentrat să te bat, că ești un noob. Păi și de ce te concentrezi dacă sunt noob? Like, băi... E foarte ușor să mă bați. Asta n-a gândit-o. Opa. Mm-hmm. Eu cred că... Eu câștig până acum. E 1-1, frate meu. Zici? Ce noroc are, ce noroc are. Nu mai poți. Ești roșu la față, frate. Ești ca lămâia la față. Stai, ai galbenă. Ești ca... Ca lămâia. Ca roșia. Ca roșia, așa. Și ca roșia la față. Ia uite că nici măcar nu știu pe ce faci, nobule? Băi, treci aici să-ți arăt cine-i șeful tău. Eu. Adică eu. Nu tu. Ai greșit. Mă bate-l, băieți. Nu, nu. I see you tomorrow, ok? No. Nu ne vedem. Ce? Haide. Hai să sparg un pic, nobule, că Milene să-ți iau high ground-ul ăla cât de noob ești. Și mi-e milă de tine că ești mic și necăjit. Mic și necăjit? Fuuuuai. Fără bine necăjitul. Ce noob? Bine, trebuie să recunosc, mi-ai prinsit bun acolo. Mă dau bătut. Așa-i. Vezi, nu mă dau păi bătut. Păi te dai bătut. Nu mă dau, nu mă dau, nu mă dau, stai, te liniștit. Opa. Nenicule. Ce faci, frate, te pup. Gelule. Gelul meu. Te speli cu șampon mereu. Fuck. Frate, ce noroc are. Ulu, ok. Mai avem 3 runde, frate, hai că pot să câștig. Ăia 10 euro. Hai, opa, stai că nu s-a distrus. Ok, mă faci să fiu neatent. Și mă faci să joc prost, ok? Așa că fii atent, stai să-mi dau și microfonul, că ți-am zis că... Da, frate, că ai microfon de cartof, de ăla de Lidl, să mor. De Jumbo. Jumbo? Da, Jumbo-i mai calitativ un pic. Ce e Jumbo? Să nu fiu și eu rău. Un magazin de jucării în care îți cumpăr tu chiloței. Cum să-mi cumpăr? De la Pepco. Les. Până și tu râzi la prostiile pe care le zici. Ai zis că e magazin de jucării, păi, unde cumpăr eu chiloței de la Pepco. Îmi vine să ră că e șnab. Îmi vine să ră pentru că zic niște glume mai bune decât tine. Ok, ok.
3-2. Hai să vedem. Hai să vedem, nobule. Devi recalcitrant și nu e ok. Hop, asta că mi-a schivat să-i stătă. Uite, nobule, ce dansam. Hai, treci aici. Să-ți arăt cine-i șeful tău încă o dată. Dacă mă bați, ai noroc încă o dată. Bă, fără de asta. Doamne. Mama ta. Așa. Fără de astea. Fără cu să moară. Da, frate, sunt family friend. Știi cât de importantă e mama în viața ta, frate? Știi cât de importantă, nu mama mea, știi cât de importantă e mama ta în viața ta? Sau mama mea în viața mea? Și știi cât de importantă e dacă nu era mama ta? Îți oferă îți oferă vitamine. Ți-a oferit viață, frate, mama ta. Da, frate. Pe bune. Și lapte de la da. Hai de capul meu. Ce amuzante, nu? Ce glume amuzante să... Ce? Oaleu! Ce schime de noob. Și tu poți, nu? Nu. No. Păi dacă eu joc din season 2 și m-am apucat din beta. Sunt foarte bune glumele. Ce bune glume. Bă, dar tu faci glume bune, frate. M-am și uitat nu, de arma asta. Nu glume bune. Bune glume. Un pic amuzant azi, nu? Un pic amuzant, da, da, da. Deci păi eu tot timpul sunt amuzant. Și râd la orice ori și la... Tale? La orice ori și la orice... Să morte, nu-mi scanează ăsta hiturile. Antivirus. Păi și ce vreau te-ți dă? Oh. Hai că, mamă, ce himiu, dar ce noroc ai, frate, ești un noob. Iată-n că o să te bat. O să te bat la cât de noob ești. Și o să câștig, o să vezi. O să vezi. O să câștigi? Deci nu... Te-am văzut la clipuri. Da, și? Cât de nab ești, frate. Top așa, frate, top. Ești cel mai noob de... Cel mai noob player de Fortnite. Zii tu că nu, chiar sunt, așa-i? Da. O, ce noroc ai, frate! Ce noroc ai! Puțin delay așa la creier, dar e ok. Da, puțin delay. Reacție întârziată. Bro, ești ok? Like... Tu, gen... Iei ceva înainte de clipuri de somn, pastile stricate... Mănânci ceva stricat, nu știu, nu, bei... Nu, frate, tu mănânci. Tu mănânci. De ca sub. Ce e? Îți dezinfectează gâtul. Ah, da? Sunt vitamine, de cai. Vitamine? Ești nu? Nu. Ah. Vezi că nu ți-e spun astea. Nu? Nu. Păcat. Da, ce nu ești? Râs la glumele mele. Glumele mele de nub. Iotul pe ăsta, băi! Unde gelule. Te duci? Tu ești gelul meu la bro. Hopa. Mamă! O, uite mă, cum o joc. Nu dai. Bro, ce faci? Ce bășină de cal umflată ești. Puțea sarmale. Nu cred, bă, ce noroc ai. Cum ați umflat, da? Cât e scorul? 5-2, cred. Pentru mine. M-ai bătut! Aha. Give me your money! Hai, cum facem? Nu-ți dau niciun ban, pa! Copilul ăsta a venit aici să-și bată joc de mine sau ceva. Efectiv mi-a ieșit de pe Discord. Deci, băi... Eu măcar n-am primit bani pe toată chestia asta, ok? Bine, hai să acceptăm. Frate, dacă te uiți la clipul ăsta, rușinică, pentru că n-ai făcut ok ce ai făcut. Bun, băieți, am intrat, ce-a bătut joc de mine, ce să faci, n-ai ce să-i faci. Fiți atenți, dacă mai vreți clipuri cu el,
Deci stric cu el, luăm așa băieți, să-l facem așa un caracter la noi pe canal. Nu uitați să apăsați acolo buzonul și de like și de subscribe, pentru că vreau neapărat să știu dacă voi vreți să mai facem clipuri de genul în continuare sau nu. Țin să repet, dacă o să mai văd pe altcineva de genul, bine, nici cu el nu o să am o relație foarte bună, like, probabil o să-l țin la blog sau chestii de genul și o să-i dau un blog doar când am și eu nevoie așa de un clip. Nu uitați să apăsați acolo buzonul și de like și de subscribe, follow pe Instagram la 1robinet1, join pe camera de Discord pe care aveți întotdeauna în descriere și codulețul meu pe item shop, pentru că așa puteți băieți beneficia să primiți follow de la mine. Mai dau și follow din când în când, like-uri pe profil, să apăreți la mine la story și să apăreți și pe clipurile mele de pe YouTube. Așa că băieți, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Mersi foarte mult pentru subscribe-uri și sper să aveți o ședere plăcută aici la mine pe canal și ne auzim data viitoare. Ciao! Da, frate.